Bună la toată lumea, dragii mei, dragele mele, ce faceți voi astăzi? Astăzi este prima zi din luna iunie. Cu această ocazie spun tuturor copiilor din întreaga lume la mulți ani, tuturor părinților să aveți grijă de copilașii voștri, să vă bucurați de ei, că ei sunt îngeri, veniți pe pământ pentru noi. Și bineînțeles la mulți ani și copiilor mei și la mulți ani tuturor copilașilor, la persoanele abonate și la toți care mă cunoașteți. Vă pup și vă îmbrățișez. Sper din suflet că sunteți toți bine. Ia uite că aici este super, super cald. Mie mi-e rău de la căldură câteodată, dar merge mai departe. Sper din suflet că sunteți bine. Am intrat astăzi pentru voi toți să vă fac horoscopul, dragii mei, pentru luna iunie. Da? Un horoscop general creat de cărțile mele, să vedem ce aduce această lună, prima lună de vară, pentru voi toți cei care sunteți aici, să vedem cum vă încadrați și dacă, bineînțeles, vă place. Eu voi începe în primul rând cu semnul berbecului, da? Și toți cei care aveți ascendentul în berbec, să vedem ce vă spune pentru voi o carte, ce vă îndeamnă, ce vă spune o energie a cărților mele vis-a-vis de zodia voastră, da? Multe persoane din această zodie și ascendent în zodia berbecului veți scăpa de o anumită stare de tristețe. Dacă până acum ați fost izolați, izolate, veți depăși această stare în 6, începând de pe 6 din această lună, luna iunie, voi veți ieși din matca voastră, da? Veți ieși în lume, veți colabora, veți da în spate mantia tristeții, cum s-ar zice, haina tristeții, vă veți lepăda de tristețe, da? În cazul în care sunteți femei și atene spre blonde și nu aveți destin, soartă și tot ați așteptat, v-ați izolat, ați suferit după anumită dragoste, se pare că acum energia acestei luni vă scoate în afara casei să interacționați cu prietenii, să mergeți la cheful, la distracții, de ce nu într-o vacanță, ca să începeți să vă cunoașteți pe voi și să cunoașteți pe alții. Persoanele căsătorite și toți cei care sunteți într-o relație de lungă durată, nu veți mai pune la suflet răutățile partenerului sau certurile sau micile lucruri care până acum în prezent v-au deranjat. Pentru voi este o lună a schimbării, o lună dinamică, spun eu, o lună în care vă veți cunoaște inima voastră și veți face curățenie cu toate persoanele care v-au deranjat și veți începe, spun eu, să vă iubiți mai mult. Foarte frumos și foarte interesant, da? Vom vedea și pentru cei din zodia Taur, bineînțeles, și cu ascendentul în Taur. Hai să vedem și pentru voi ce vă spune luna iunie, începutul acestei minunate luni, o energie pentru voi toți cei din zodia Taur. Voi cei din zodia Taur, în cazul în care ați avut un proces, veți fi învingători, fie cum o fi, că este un partaj, un divorț, că aveți de împărțit ceva cu cineva, va fi totul în favoarea voastră, vă cade succes din toate punctele de vedere, cu justiția, veți câștiga ceva, veți avea dreptate în ceva anume, că aveți la locul de muncă persoane cu un patron, cu un șef care nu v-a plătit, va veni și plata acestei persoane prin lege. Veți apela la justiție, la lege, la tribunale să vă rezolvați o anumită problemă și bineînțeles vă va cădea cu mare succes pentru voi toți cei din zodia Taur. Vom vedea și pentru voi Gemenii. Ce vă spune la Gemeni? O energie, da? Și toți cei care sunteți ascendent în Gemeni, la mulți ani la toți Gemenii, că este luna voastră, toți cei care serbează ziua de naștere, bineînțeles la mulți ani și la sora mea, care astăzi face 37 de ani, și la toți cei care vă sărbătoriți ziua de naștere. Voi cei din zodia Gemeni veți scăpa de persoane, vă apare roata de la fortuna, asta înseamnă că norocul va fi de partea voastră, veți avea un mare noroc cu persoane care sunt în semne de pământ, Taur, Fecioară, da? Cu balanța veți avea un mare noroc, veți întâlni în calea vieții voastre persoane care vă vor purta un mare noroc în 4 puncte, poate să fie luna asta pe 4 sau de ce nu 4 zile, 4 săptămâni, la ora 4, maxim o lună, da? Veți avea succes cu persoane care destinul le scoate în calea vieții voastre. Va apărea norocul pe strada voastră pentru voi toți cei din zodia Gemeni. Dacă până
până acum ați fost strici, supărați, atât în dragoste cât și în familie, lucrurile se vor clarifica într-un mod mult mai frumos pentru voi și va fi luna voastră de renaștere și luna de socializare. Veți întâlni oameni și prieteni de nădejde care vă vor da o mână de ajutor. Vor fi trimiși de univers fix în momentul în care voi credeți că sunteți singuri, abandonați. Va apărea persoane binevoite în viața voastră și destinul vostru se va schimba în bine, dragii mei gemeni. Vom vedea și pentru voi toți cei din zodia racului și ascendentul în rac. Haideți să vedem ce vă spune și vouă o carte. Voi cei din zodia racului, atenție mărită în luna iunie, pentru că vă veți confrunta cu niște lucruri negative. Ori veți avea o stare de nervozitate foarte mare, ca și cum intră aghiuță, își bagă coada și lucrurile merg urât pentru voi cei din zodia racului. Vă veți pierde răbdarea, veți fi foarte nervoși, veți fi un pic confuși, pierdeți lucrurile, nu știți unde v-a pus telefonul, buletin, o stare de nervozitate și de agitație pentru voi toți cei din zodia racului, nu? De aia vă spun, aveți foarte mare grijă pentru că nu vă stă bine în luna iunie, aveți niște probleme din punct de vedere nervos, poate că treceți printr-o perioadă urâtă, poate că aveți o anumită depresie, poate că cineva v-a supărat, aveți și ceva dușmani răuvoitori, chiar și persoane false în jurul vostru, poate să fie prieteni care voi considerați prieteni, dar de fapt ei sunt persoane cu energii negative. Încercați să faceți băi purificatoare, să stați departe de oameni negativi, pentru că veți absorbe ca un burete în luna iunie negativul în viața voastră prin anumite situații. Poate că voi nu vreți, poate aveți un prieten și vreți să încercați să-l ajutați, dar acest prieten este ca un fel de vampir energetic. În cazul femeilor, poate întâlniți un personaj toxic care vă domină, care e rău, sau poate deja aveți un asemenea personaj în viața voastră și a trebuit să vă debarasați atâta timp cât considerați că se merită, da? Aveți grijă, deci, cei din zodia racului, că vă cade probleme negative, da? Să vedem pentru voi lei, da? Toți cei din zodia leu și cu ascendentul în leu, ce vă spune vouă o carte vis-a-vis de această lună, da? Vă izolați cei din zodia leului, da? Poate că aveți nevoie de o vacanță bine meritată și veți merge undeva să vă relaxați, să vă încărcați bateriile, poate că sunteți foarte obosiți. În cazul în care nu vă doriți o vacanță, veți lua câteva libere, veți sta acasă, pe balcon, veți privi afară, un fel de relax, este o lună de relaxare pentru voi și o lună pentru a pune gândurile cap la cap, pentru a vă găsi ceva răspunsuri care voi deja vă confruntați cu întrebări și această lună vă va aduce răspunsurile, da? Veți avea noroc în data de 3, de 19, da? Veți în 4 puncte, care poate să zică 4 zile, la ora 4, o lună de zile, o situație care voi deja o vedeți imposibilă, în orice frecvență ar fi ea, că este legat de serviciu, că este legat de sentimental sau de partea financiară, se va clarifica, va veni o clarificare benefică pentru voi toți cei din zodia leului. Deocamdată eu văd că această lună veți lenevi, veți fi un pic mai așa, vreți un restart, cum s-ar zice la un calculator când îi dai restart, adică vreți să luați o pauză, da? De la viața cotidiană sau ce știu eu. Să vedem și pentru fecioare, ascendent în fecioară și zodia mea. Hai să vedem pentru noi ce arată. Pentru noi fecioarele va trebui să fim un pic atente că ne vom confrunta cu gelozia sau cineva va fi gelos sau invidios, invidioasă pe noi. Da? În cazul în care suntem într-o relație de lungă durată, poate că partenerul de viață începe să devină gelos, da? Sau poate noi ca femei începem să devenim geloase. Dacă nu avem asemenea probleme în cuplu, poate că nu la toată lumea se referă la faptul că
avem persoane în jurul nostru, prieteni sau, așa spus între ghilimele, prieteni care au o anumită invidie, o anumită ciudă, o anumită stare de, cum să vă zic eu, de acea gelozie ascunsă pe noi. Va trebui să deschidem un pic mai bine ochii, cu cine interacționăm, cu cine vorbim, pentru că lumea este invidioasă. Poate să stea chiar și membrii familiari, da? Poate avem o soră care ne invidiază, poate avem un frate care nu ne suportă, ceva un fel legat de invidie. În cazul în care are legături cu relațiile, atenție mărită că partenerul dumneavoastră, soțul, va începe să aibă anumite stări de gelozie. Așa, dintr-o dată îi se pune lui pata și îl apucă gelozia, da? Nu este o chestie foarte gravă, dar oricum va trebui să deschidem ochii și să vedem bine. Să ne uităm și pentru cei din balanță și ascendentul în balanță pentru luna iunie. Hai să vedem, da? Regrete. Majoritatea balanțelor și ascendenții în balanță veți avea regrete pentru trecut. Vă veți gândi la trecut. Poate că doriți să vă întoarceți în trecut, să clarificați unele lucruri care au rămas neclarificate. Poate că în trecut ați avut ceartă cu familia și vreți să vă întoarceți, să vă cereți iertare sau să puneți cap la capul lucrurile, să înțelegeți cine a greșit, cum a greșit. Poate că regretați un trecut și vă pare rău că ați pierdut o anumită persoană și acum în prezent vă găsiți într-o situație dificilă și singură, da? Poate că aveți regrete că n-ați făcut ceva la momentul oportun și ați vrea să reparați un lucru. Pentru unii poate să fie prea târziu, pentru unii niciodată nu este târziu, da? Că sunteți bărbați, că sunteți femei, balanțele veți fi conectate în luna iunie la un regret, la o împăcare cu ceva anume. Cred că are legătură cu trecutul. Va trebui să vă faceți această împăcare doar pentru a vă găsi liniștea în sufletul vostru. Are legătură foarte mult cu liniștea sufletească. Vedeți acest om care se uită undeva în zare, în depărtare, se gândește la trecut. Poate să, o să aveți regrete, oare ce am făcut eu până la acești ani, n-am făcut nimic cu viața mea, sau poate ce bine era să rămân în acea relație și n-am rămas, sau hai să mă împac cu dușmanul care de ani de zile ne dușmănim și ne tachinăm, hai să fac liniște în sufletul meu, fie cum o fi, balanțele vor liniște și vor să facă o împăcare cu trecutul, da? Să vedem pentru scorpioni, să vedem la scorpion ce vă spune și ascendent în scorpion. Hai să vedem. Scorpionii veți avea noroc de bani, da? Veți avea un mare succes de bani în luna iunie. Veți avea succes din toate punctele de vedere, v-a căzut această minunată monedă. Veți avea un serviciu unde necesită mai multe ore, dar veți fi plătit. Veți câștiga bani așa pe nepusă masă. Veți deschide toate ușile, vă va merge bine oriunde ați merge, oriunde ați călca. Succesul și norocul va fi cu voi. Dacă sunteți singure, veți întâlni un bărbat care vă va purta un mare noroc pe viitor, o relație de noroc, da? Poate că dintr-o dată aveți noroc că vă dă bani cine nu vă așteptați. Fie cum o fi, aveți succes cu această minunată monedă, înseamnă bani, prosperitate, abundanță, succes pe toate planurile. Foarte frumos pentru voi cei din Scorpion. Să vedem și săgetătorii. Ce arată pentru voi săgetătorii și ascendentul în săgetător pentru luna iunie. Voi, săgetătorii, veți studia foarte mult. Că sunteți femei sau bărbați, veți fi puși pe energia studiului. Poate că aveți de dat un examen și vă pregătiți pentru acest examen. Poate că vreți să studiați ceva ca să vă deschideți ceva și aveți nevoie de studiu, da? Poate că, ce știu eu, vreți un examen, luați o mașină, ceva, fie cum o fi, va trebui să studiați ca să luați în mână acea diplomă, acel examen, să câștigați, da? Și veți fi puși pe ideea studiului. În cazul în care nu aveți niciun examen de dat, vă veți documenta, veți sta pe internet, veți scoate documente, va fi luna documentării, luna studiului, mai ales pentru studenți, pentru cei care dați examene, cei care vreți să luați carnetul de conducere, vă cade cu succes, dar și multă muncă. Deci veți studia și veți ajunge acolo unde vă doriți. Sunteți puși pe învățat, pe studiu, pe examinat în această lună pentru voi toți cei din săgetător. Vom vedea și pentru Capricorn ce spune pentru Capricorn și, bineînțeles, și ascendentul în Capricorn, o energie dragoste. Voi, Capricornii, vă îndrăgostiți, da?
Dacă sunteți femei și sunteți singure, veți întâlni un bărbat foarte romantic, foarte gentil, cu părul brunet, care încă nu-l cunoașteți, este de la un drum. Acest bărbat îl veți întâlni într-un anturaj de prieteni, la o ieșire undeva și vă veți îndrăgosti subit, vă îndrăgostiți, mă scuzați, vorbeam în italiană, vă îndrăgostiți repede de el, da? În cazul în care deja aveți o relație de mult timp și nu mai funcționa, dintr-o dată partenerul se schimbă, lucrurile se schimbă și vă păcați, iubirea tăi nu e din nou, focul pasiunii stă aprins, chiar și în relațiile de căsătorie apare foarte bine. Dar este o energie a dragostei. Eu tind să cred, mai ales pentru persoanele singure din zodia Capricornului, că veți întâlni marea iubire în această lună. Doamne ajută pe toată lumea! Să vedem, bineînțeles, și pentru voi toți cei din zodia Vărsătorului și ascendentul în Vărsător pentru această lună minunată de vară, da? Prima lună din vară, luna iunie. Haideți să vedem, dragii mei, luna iunie. Pentru voi ce aduce luna iunie? Pentru voi luna iunie. Veți fi conectați, bineînțeles, veți avea succes în bani, veți ieși din casă, veți merge la spectacole, veți merge la filme împreună cu prietenii, de ce nu veți face o vacanță la mare? Sau poate voi, femeile din zodia Vărsătorului, veți rămâne însărcinate și vă bucurați foarte tare de această sarcină, sau cineva din familia voastră va fi însărcinată și vă veți bucura în cazul în care sunteți la o vârstă de 50 de ani, poate că fetița dumneavoastră, dacă aveți fetițe, vă rămâne însărcinată și deveniți bunică. Este o fericire, da? Fie cum o fi, luna iunie pentru voi Vărsătorii și ascendent în Vărsător vă cade o vacanță bine meritată. În primul rând veți merge la mare, se pare, vedea, se vede, veți avea bani, veți avea divertiment, distracție, da? Și bineînțeles veți fi ca un copil, vă veți bucura ca un copil, vă veți conecta cu copilul din interiorul ființei voastre și veți fi ca un copil, veți sălta în sus de bucurie, dar se mai poate interpreta și faptul că puteți să rămâneți însărcinate, cele care doriți să aveți copilași și veți face o fetiță minunată și frumoasă. Doamne ajută! Și bineînțeles ne vom uita și pentru ultima zodie, Peștii și ascendentul în Pești. Pentru această lună, să nu uitați că este o lectură generală și vouă vă cade un noroc și o prosperitate, vezi? Vouă vă cade norocul și prosperitate. Veți avea parte de noroc la bani, de prosperitate, sporul banului. Veți atrage banii ca un magnet, voi cei din zodia Peștilor. Dacă până acum v-ați confruntat cu probleme de bani, maxim într-o săptămână, în 7 zile, situația se schimbă pentru voi toți cei din zodia Peștilor. Veți avea dintr-o dată un mare noroc, veți avea spor la bani, abundență, prin munca voastră proprie, prin afacerea proprie, nu contează prin ce anume, dar veți avea noroc. Dacă jucați cumva la jocuri de noroc, scrieți-le cele care le vedeți, 50, 73, 29, 33, vă va purta un mare noroc și de ce nu, poate trageți lozul cel mare și veți câștiga o sumă mare de bani. Dacă veți face acest lucru și veți câștiga cu adevărat, scrieți-mi și mie măcar să știu că ați câștigat. Eu doresc la toți cei care jucați la jocuri de noroc să vină norocul peste voi. Voi face într-o zi un filmat în 3 variante unde o să vă dau numere câștigătoare. Voi face un fel de numerologie și bineînțeles toți cei care doriți să jucați acele cifre, acele numere, dacă câștigați să mă anunțați. Bine, dragii mei? Eu mă opresc aici, sper că v-a plăcut horoscopul creat de cărțile mele, sper că această lună să aducă în sufletele voastre căldură, pace, sănătate și liniște, încă o dată la mulți ani, la toți copilașii din această lume, copiii mei și toți copiii de pe această planetă și să dea Dumnezeu ca niciun copil să nu sufere de războaie, de maltratări psihice și de tot rău, copilașii sunt îngeri trimiși pe pământ, da? Să dea Dumnezeu ca toți să fim bine, să avem putere să ne creștem copii și să fie tot pământul plin de pace și de armonie. Vă doresc o vară binecuvântată și meritată, vă pup, vă îmbrățișez și vă iubesc!